Este săptămâna președinților la Digi24. Președinții partidelor parlamentare își adresează întrebări, se interpelează la Digi24. În seara asta, cum v-am promis, Nicolae Ciucă este președintele Senatului României, președintele Partidului Național Liberal. Bună seara! Bună seara! Se face bugetul? Sunteți de acord cu bugetul? Bugetul este ca și finalizat. Cred că e chestiune de minute, dacă nu, sper că nu mai mult de un ceas, să avem bugetul în transparență. Bugetul a fost construit în baza tuturor măsurilor care au fost luate pentru a putea să gestionăm cheltuielile bugetare și să creștem veniturile și să asigurăm României dezvoltarea economică. Nu este doar o analiză a noastră. Am putut să citim prognozele economice de la instituțiile internaționale care fac analiză pe macroeconomie și prognoza este una pozitivă pentru țara noastră, existând potențial pentru o creștere economică mai mare decât am avut în anul 2023, motiv pentru care bugetul este unul chibzuit, este un buget în care se asigură obiectivele prioritare așa cum ne-am angajat, și anume să alocăm sumele necesare pentru investiții. Investițiile sunt motorul de dezvoltare al țării, sunt motorul de dezvoltare economică. Am văzut foarte clar și din ultimele date care au fost publicate de către Institutul Național de Statistică, după ce a revizuit datele pe primele 9 luni și din toate aceste cifre putem să vedem că avem 3 sectoare care contribuie substanțial la produsul intern brut al României, și anume construcțiile, IT-ul și agricultura. Avem industria care continuă să scadă în potențial. Este o chestiune explicată ca urmare a conexării industriei românești la industria vest-europeană și este clar că suntem dependenți de această influență, de efectele care se produc. Avem de asemenea un buget prin care am alocat cea mai mare sumă din produsul intern brut pentru educație și am putut să vedem o creștere cu aproximativ 61% a bugetului pentru educație, astfel încât să asigurăm intrarea în vigoare a noilor legi ale educației, să asigurăm salariile personalului didactic și nedidactic așa cum ne-am asumat și, desigur, continuarea tuturor obiectivelor de modernizare a educației. La sănătate avem o creștere de buget. Bugetul de la Casa de Sănătate și cel al Ministerului Sănătății împreună ajung la... Numai creșteri. Crește. Numai creșteri, Nicolae Ciucă, și întrebarea pe care și-o pune toată lumea este de unde? Și atunci răspunsurile care sunt la îndemâna noastră este să ne uităm la istorie și vedem că răspunsurile sunt din împrumuturi, și avem aici o problemă. Vă explic imediat. Din majorări de taxe și impozite, și am văzut aici schimbul dumneavoastră de replici cu Marcel Ciolacu și mai am câteva întrebări despre situația asta. Din ce atâtea măriri în 2024? Vă explic, Nicolae, imediat. Vorbim de intrarea în vigoare a legii 296, lege care vizează atât măsurile fiscale cât și măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare și măsurile de reducere a evaziunii fiscale, și aici discutăm despre o estimare de aproximativ 16 miliarde de lei la bugetul de stat. Am depus împreună cu președintele Marcel Ciolacu o lege, un proiect de lege pentru înăsprirea și întărirea rigorii pe fiscalitate, lege care are un calcul estimat de aproximativ 10 miliarde de lei. Și, desigur, veniturile din economie, care
Anul acesta au fost de aproximativ 27%, anul viitor sunt la 29,6%, deci o creștere cu 2,6%, ceea ce înseamnă în valoare nominală peste 35 de miliarde de lei. Ca atare, toate aceste măsuri care vizează creșterile pe ministerele cheie, pe obiectivele importante la care am făcut referire, se regăsesc în partea de venituri, iar dincolo de acestea sunt celelalte măsuri care deja sunt în implementare la nivelul Ministerului Finanțelor, care vizează digitalizarea, e-factura, radarul mărfurilor, sigiliul electronic. Economia va merge bine? Economia va merge bine și pentru că sunt investiții și va fi o colectare mai bună la bugetul statului. Așteptăm să vedem dacă se întâmplă asta. Ați nominalizat IT-ul. Spuneți că economia se va baza, se bazează și acum pe IT. Acum se bazează. 8% și se va baza în continuare 8% pe IT. Din produsul intern brut este asigurat de industria de IT. După ce le-ați retras facilitățile. Este vorba de o singură facilitate și chestiunea aceasta a venit în baza unui dialog pe care l-am avut cu sectorul de IT, cu mediul de afaceri, și a fost o măsură care este absolut echitabilă în ceea ce privește plata contribuțiilor de sănătate. Adică au fost de acord. Plata contribuțiilor de sănătate, pentru că oricare dintre noi trebuie să plătească această taxă și plata impozitului pe venit de la o anumită valoare. Deci ei își păstrează, pentru că tocmai de aceea vedem relevanța sectorului IT în economie și își păstrează o parte dintre aceste facilități. Aveți vreo suspiciune în legătură cu pilonul 2 de pensii? Nu avem niciun fel de suspiciune. Am văzut întrebarea pe care i-ați adresat-o lui Marcel Ciolacu. Se referea la pilonul 2 de pensii și la nevoia nemajorării taxelor și impozitelor în 2024. Domnul Prelipceanu, am discutat cu Marcel Ciolacu și discutăm în fiecare zi legat de toate aceste măsuri, inclusiv de aspectele care țin de tot ceea ce s-a discutat în spațiu public vis-a-vis de asigurarea veniturilor necesare pentru construcția bugetului și ați văzut că am reușit să ne impunem această asumare care este absolut normală pentru orice decident politic atunci când ia măsuri care impactează pe mediul de afaceri și în dialogul cu mediul de afaceri am explicat foarte clar că acestea sunt măsurile și nu va mai fi niciun fel de altă măsură fiscală pe anul 2024 și este normal să fie așa. Pilonul 2 de pensii va fi neatins, este o asumare la nivel de coaliție și o creștere a contribuției cu 1% de la 1 ianuarie 2024. Deci nu aveți aici nicio suspiciune, dar de ce a spus întrebarea asta lui Marcel Ciolacu? Dacă e de acord să garanteze că în 2024 nu se atinge de pilonul 2 și de taxe și de impozite? A fost o întrebare absolut ajutătoare. Ați văzut răspunsul? Păi, probabil că tonul pe care am pus eu întrebarea nu a fost unul care să fie interpretat de maniera în care a fost gândită întrebarea, dar am discutat cu Marcel Ciolacu și am înțeles foarte clar despre ce este vorba. Ne-a spus aici că îi plăcea mai mult Nicolae Ciucă, cel de dinainte, natural, nu cel care pune întrebări de la consilier. Am rămas același Nicolae Ciucă și la fel de natural. Și cred că, încă o dată, a fost o chestiune de ton, nu de altceva. Haideți să-l vedem pe Marcel Ciolacu, are o întrebare pentru dumneavoastră. Bună seara, domnule președinte Nicolae Ciucă. Sunt 2 ani fix de când eu și cu dumneavoastră am hotărât să facem această coaliție și împreună am adus stabilitatea în România. Credeți că a fost decizia corectă pe care am luat-o amândoi? Vă rog. Mulțumesc pentru întrebare. Este un răspuns foarte simplu.
A fost o decizie cât se poate de corectă și trebuie să vedem ansamblul situației de la finele anului 2021, atât în ceea ce privește situația politică internă, cât și contextul internațional, inclusiv situația economică. A fost o măsură de asumare care, desigur, nu a avut foarte multă credibilitate, dacă rețin foarte bine. Au fost voci care nu ne dădeau mai mult de 3-4 luni în formula respectivă. Iată, am depășit 2 ani de zile și au fost 2 ani de zile de stabilitate politică, au fost 2 ani de zile în care, cu bune și cu rele, cu realizări și chestiuni pe care nu am reușit să le finalizăm și pe care ni le asumăm fără niciun fel de problemă. Încă o dată nu regret și consider că a fost o decizie foarte bună, pentru că orice îi trebuia României în actualul context, în tot ceea ce vedem că se întâmplă la granița de est și de nord a României, în tot ceea ce vedem că se întâmplă în Orientul Mijlociu, nu foarte departe de noi, în tot ceea ce înseamnă consecințele crizei economice, crizei energetice și economice, stabilitatea politică a fost cât se poate de favorabilă pentru România, pentru că putem să vedem creșterea economică, evoluția economică. Testul a României. Testul vine la anul. Și întrebarea pe care și-o pun mulți dintre colegii dumneavoastră, unii chiar public, este dacă nu cumva această alianță a fost una greșită, a fost o idee proastă. Dumneavoastră spuneți că nu regretați, dar sunt foarte curios dacă decizia de atunci vi se pare corectă și în contextul de astăzi. Nu cu mult timp în urmă, la dumneavoastră în emisiune, veneam după ce luasem o decizie în Biroul Politic Național de la Sinaia, asumându-ne angajarea anului electoral 2024 prin forțe proprii, decizie pe care am pus-o în aplicare, este deja în derulare la nivelul echipei de campanie care s-a constituit și funcționează, desfășoară activități la nivelul întregului activ de partid. În continuare suntem preocupați de asigurarea stabilității politice și responsabilitatea actului de guvernare. Asumarea abordării politice pentru anul 2024 va veni exact pe decizia pe care am luat-o atunci. Pare simplu. Vom vorbi cu oamenii, domnul Predipceanu, trebuie să le spunem oamenilor și oamenii înțeleg, pentru că să știți că merg pe stradă foarte mult. Și oamenii sunt oameni care ne reproșează anumite lucruri, sunt oameni care apreciază faptul că am avut o abordare cât se poate de moderată și această stabilitate a dat încredere cetățeanului în actualul context. Rezistă coaliția în 2024? Dacă rezistă în 2024, da. Păi mai este puțin. Până în 2024. Mai e un an și cât a mai rămas din Mai este asta? În 2024. Și coaliția trebuie să reziste. Nu pentru ce că... trebuie, Nicolae Ciucă? Rezistă coaliția în 2024? Ce așteptări aveți dumneavoastră? La ce vă așteptați? Coaliția va rezista în anul 2024. Trebuie să ne asumăm guvernarea țării. Trebuie să avem în vedere că urmează un an electoral cu alegerile europarlamentare, primul examen, după care sunt alegerile locale, prezidențiale și alegerile generale. Sunt patru examene electorale, 5 tururi, că trebuie să vorbim și de turul 2 la prezidențiale. Nu va fi un an simplu, va fi un an cât se poate de complicat. Dacă noi ne pierdem răbdarea și uzurațiunii și în acest context, în această situație, ajungem să destabilizăm situația politică, atunci înseamnă că am muncit atâția ani degeaba. Cătălin Drulă, președintele USR, întrebare pentru Nicolae Ciucă. Bună seara! Domnule Ciucă, ca fost general, cum e să luați ordine de la PSD? Vă rog! Da, e o chestiune simplă. Nu trebuie să ducem instituția militară în
într-o abordare politică. Aici nu este vorba de ordine și cred că va înțelege și domnul președinte Drulă că într-o coaliție este vorba de a-ți susține prin argumente punctul de vedere, de a discuta și a negocia, pentru că este vorba de negociere, este vorba de a-ți urmări toate obiectivele legate de politicile pe care le-ai asumat față de electorat și în tot acest ansamblu nu a fost vorba niciodată de ordine. E o chestiune care probabil când mă voi vedea cu domnul Drulă îi voi explica cum e cu ordinele, care este diferența dintre ordine, negociere și coabitarea într-o coaliție. Marcel Ciolacu nu face niciun secret din faptul că după alegeri el va susține introducerea impozitului progresiv. Dumneavoastră ce spuneți despre această idee? Noi continuăm să spunem ce am spus din totdeauna. Avem un impozit, taxa unică de impozitare. Impozitarea unică. Așa cum demonstrează actualul mediu economic și evoluția economică din țara noastră, această taxă nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Ea mai are spațiu de lucru. Vedem că toate investițiile străine, tot ceea ce înseamnă încrederea în potențialul și oportunitățile de afaceri din România, sunt susținute și de de această taxă unică. Și în principiu, dacă stăm să analizăm care sunt cotele de impozit pe venit, pe profit, putem să realizăm că taxa nu este chiar unică, are cel puțin două niveluri mari. Mai vorbim și de impozitul pe micro-întreprinderi, care are 1% pe cifra de afaceri, 3% pentru cei care depășesc plafonul de 60 de miliarde de euro ca cifră de afaceri. Deci încă în momentul de față nu putem să evaluăm care au fost cu adevărat ultimele efecte pe care ar fi putut să le producă impozitarea unică, să putem să trecem, vă explic imediat, să putem să trecem la impozitarea progresivă. Mai mult decât atât, nu avem sistemul tehnic, infrastructura tehnică la nivelul Ministerului de Finanțe, la nivelul ANAF-ului, în funcțiune să poată să aibă evidența venitului global. Pentru că atunci când vorbești de o impozitare progresivă, trebuie să ai toate datele necesare la toate sursele de venit. Nu există în România. Ce o să faceți? O să vă certați? O să vă bateți? Ce o să faceți? Dumneavoastră și PSD, e absolut clar, e transparent. Marcel Ciolacu spune, trece 2024 și după aceea eu, adică el, Marcel Ciolacu, voi milita pentru impozit progresiv. Așa cum am susținut și vom continua să susținem menținerea impozitării unice, menținerea cotelor la TVA, așa cum am luptat să menținem tot ceea ce este necesar pentru mediul de afaceri, pentru tot ceea ce reprezintă consolidarea capitalului românesc, la fel o vom face și de aici înainte, în orice fel de coaliție, pentru că până la urmă nu este vorba de ce vrea un lider sau altul de partid, ci este vorba de realitate. Să vedem ce ne spun datele din realitate, să vedem ce ne spun analizele, să vedem ce ne spun specialiștii. Pentru că dincolo de tot ceea ce vrea un lider politic sau un om, un decident guvernamental, trebuie să avem la bază date clare, din realitate. E mai simplu de atât. Între un stat social și unul liberal al oamenilor de afaceri, dumneavoastră ce alegeți? Că Marcel Ciolacu ne-a zis ce alege. Statul social. Putem să privim în urmă și să vedem care au fost efectele la nivelul statului social. Un stat social, ca să poată să aibă, să dea ceva, trebuie mai întâi să producă. Trebuie să aibă de unde să colecteze și să poată să asigure funcționarea statului social. Statul liberal, pe o economie, bazat pe o economie de piață, pe o intervenție cât mai minimală a statului în
economie înseamnă să lași libertatea oamenilor de afaceri, celor care își riscă propria lor afacere, celor care au curajul, celor care au inițiativă, creativitate, să se miște liber în tot ceea ce înseamnă oportunitățile de afaceri, să-și crească veniturile. Domnul Prelipiceanu, banii aduc bani. Din acești bani se poate rezolva și problema socială. Liberalismul nu înseamnă că nu ne preocupă problemele sociale, problemele celor care nu au de ajuns sau au avut anumite probleme în viață. Dar pentru asta avem nevoie de bani. Banii nu se aduc decât din mediul de afaceri. Întrebare din partea lui Ludovic Orban pentru Nicolae Ciucă. Bună seara! Pentru domnul Ciucă am o întrebare foarte simplă. Când veți rupe alianța de guvernare cu PSD? Vă rog. Ruperea alianței cu Partidul Social Democrat, îi mulțumesc domnului președinte Orban pentru întrebare, se va face în momentul în care se va fi încheiat anul electoral 2024, vom vedea care sunt rezultatele și vom, în baza rezultatelor, vom decide ce fel de coaliție realizăm. Pentru că așa cum arată lucrurile acum, este clar că va fi nevoie de o nouă asumare politică pentru constituirea unei coaliții, unei majorități parlamentare și unei coaliții de guvernare. Sunt mai multe jaloane aici. La europarlamentare, în mod clar, mergeți pe cont propriu, ne-ați anunțat asta deja. Da. După europarlamentare există varianta, posibilitatea unei alianțe electorale cu PSD, să mergeți la următoarele rânduri de alegeri împreună? Domnul Prelipceanu, prin noi înșine înseamnă că strategia, planul de campanie și direcțiile de acțiune ale Partidului Național Liberal vizează în toate fazele electorale din anul 2024. Asta înseamnă că la toate alegerile veți merge pe cont propriu. Bun. Vom merge pe cont propriu. Nu există nici varianta unui candidat comun la prezidențiale? Nu. Exclus? Este... Atunci cum putem să vorbim prin noi înșine, să vorbim de noi înșine, când ne gândim la o astfel de construcție? Nu există, nu există acest plan la, sau această ipoteză la Partidul Național Liberal, acum când noi vorbim. Și în toate momentele astea dificile de alegeri, campanie, vor fi 4 campanii, dumneavoastră veți continua să fiți la guvernare împreună cu cei de la PSD? Această coaliție va funcționa? Ne-ați spus că va funcționa până după ultimul episod de alegeri. Desigur. Dacă am reușit să... Vă închipuiți cum va fi asta? Nu spun că va fi ușor. Dar din moment ce ne-am asumat această responsabilitate, cum ar fi să ne ducem acum în fața cetățenilor și să spunem, știți, urmează alegerile și noi nu mai guvernăm țara. Că până la urmă aici se ajunge. Există în acest moment o pleiadă de sondaje care îl arată favorit pe Mircea Joană. Prima întrebare. Pentru dumneavoastră, cum este candidatul, potențialul candidat Mircea Joană la prezidențiale? Îl cunosc foarte bine pe domnul Mircea Joană. Pot să spun că am lucrat împreună și este dreptul dumnealui să aleagă să candideze, este absolut normal. Și în momentul de față chiar nu văd nicio problemă să candideze. Din perspectiva mea, toate aceste evaluări, toate aceste sondaje sunt unele de calibrare, pentru că din punct de vedere al momentului sunt un pic prea devreme ca să putem să punem degetul pe unul sau altul dintre cei care și-au anunțat intenția să candideze. În sondajele respective, dumneavoastră sunteți foarte jos. Plutonul conducător, ca să zic așa, ar fi alcătuit din Mircea Joană doi candidați extremiști, este vorba despre
George Simion și Diana Șoșoacă, apoi Marcel Ciolacu, apoi dumneavoastră, jos. Cum vi se pare? De aceea v-am zis că este mult prea devreme. Scorul este pentru dumneavoastră îngrijorător, este irelevant, cum este? Vă aduceți aminte când m-ați întrebat data trecută dacă... Dacă aveți sondaje la PNL? Dacă voi candida, nu. M-ați întrebat dacă voi candida sau nu. Și v-am spus și atunci și vă spun și acum. Este o decizie a partidului care se va lua la momentul oportun și, desigur, atunci va trebui să ținem cont de toate aceste cifre care indică sau nu șansa pentru asumarea acestei responsabilități. Dacă va fi primesc de la partid această sarcină, o voi face și dacă voi merita, bineînțeles. Așa, ne spuneți că există posibilitatea... Este o chestiune de absolut... Ca PNL să aibă alt candidat, am înțeles lucrul ăsta. Cum vi se pare... Nu am zis acest lucru. Deci nu există posibilitatea să fie alt candidat. Nu am spus acest lucru. Am spus să treacă timpul, să vedem cum ne vom profila și cum vom fi încadrați la vremea respectivă în sondaje. Și în funcție de aceasta se va lua o decizie. Este o decizie la nivel de partid. Clar, nu putem să... Nu sunt liber de partid să asum o astfel de candidatură. De ce credeți că se arată iritat Marcel Ciolacu atunci când vine în discuție subiectul Mircea Joan? Doar l-ați avut în platou, trebuia să fie... De ce credeți dumneavoastră? Sunt curios. Cum? De ce credeți dumneavoastră? Păi nu pot că irită. Nu pot să-mi exprim o părere și să speculez acum, neavând niciun fel de legătură, de conexiune cu acest subiect. Nu există în acest moment la dumneavoastră niciun fel de evaluare referitoare la Mircea Joan la nivelul, unde la nivelul, ar putea fi candidat? La nivelul meu, nu. Nu vă interesează subiectul, asta înțeleg. Nu. Există acum vreo îngrijorare la PNL în legătură cu liderii extremiști, cu ascensiunea extremismului, cu partea consistentă a populației care, conform sondajelor, ar fi în favoarea acestor mișcări politice? Cetățenii români sunt suficient de lucizi și au demonstrat-o de fiecare dată că au capacitatea să înțeleagă ceea ce poate să fie componenta reală a unui demers și ceea ce poate să fie doar componenta retorică a unui demers. Ca atare, extremismul, dacă stăm să privim ce se întâmplă în celelalte țări din Europa și să și constatăm că au fost țări unde partidele extremiste, populiste, au reușit să câștige scoruri consistente în alegerile locale și în alegerile generale, într-adevăr, extremismul nu trebuie să ne îngrijoreze doar pe noi liderii politici, ci trebuie să reprezinte o îngrijorare pentru noi toți, pentru că extremismul este o chestiune care iese din afara normalului, nu are nicio treabă cu rațiunea și nu cred că ne aflăm într-un moment în care să... putem să discutăm prea mult. Orice discuție în acest sens nu face altceva decât să aducă argumente și să potențeze și mai mult componenta radicală. George Simion, întrebat aici la Digi24, dacă ar face vreodată alianță cu PSD, dacă ar face vreodată alianță cu PNL, a spus că sub nicio formă, niciodată cu PSD, orice altă variantă este deschisă. Întrebare pentru președintele PNL. Ați face vreodată alianță, coaliție, ați guverna vreodată cu AUR? Este a doua oară când îmi adresați această întrebare. E important, oamenii vor să știe. În tot ceea ce am discutat ca posibil construct politic, nu am luat în calcul partidele extremiste. Ca atare, Partidul Național Liberal este un partid de centru-dreapta și putem să facem o coaliție cu orice partid care se încadrează în acest segment de centru. Și sub nicio formă sub nicio extremele. Formă. Nu.
Mai am o întrebare în legătură cu ce se întâmplă cu deplasările președintelui Klaus Iohannis și transparența cheltuielilor. Știți, probabil, Klaus Iohannis la întrebările unui jurnalist Libertatea în Africa a spus că va instructa biroul de presă să ne dea toate detaliile. Biroul de presă ne spune astăzi nouă de la Digi24 că sunt cheltuieli secrete. Rămâne cum am stabilit, cu alte cuvinte. Adică toate detaliile sunt la secret. Cum e pentru dumneavoastră această lipsă de transparență? Discut destul de des cu președintele țării. Și vă spune cât costă avionul? Și discutăm chestiuni care țin de actul de guvernare, de măsuri pe care Partidul Național Liberal împreună cu Partidul Social Democrat le negociază și le analizează. Nu am discutat niciodată despre un astfel de subiect și consider că ceea ce președintele României a spus că va instructa, va delega responsabilitatea celor care se ocupă de acest aspect să răspundă, atunci sunt convins că vor răspunde. Ne-ați spus deja că președintele nu va fi implicat în campania pentru Partidul Național Liberal în alegerile de la anul. Dar Klaus Iohannis pentru PNL e o locomotivă, e o piedică, e o povară? Cum l-ați catalogat pe președinte pentru partidul pe care îl conduceți? Președintele României pentru Partidul Național Liberal este reprezentantul Partidului Național Liberal și Partidul Național Liberal a fost, este și va rămâne alături de președintele României. În acest moment, președintele României, prin experiența atât cea legată de actul de guvernare, de administrare, cât și experiența politică, este de mare ajutor pentru Partidul Național Liberal. Mulțumesc mult, Nicolae Ciucă. Ne întoarcem la dialogul nostru. Vorbim despre război. După o scurtă pauză, rămâneți aici. Este o seară foarte complicată pentru Volodymyr Zelensky. Președintele Ucrainei este la Washington. A fost chemat de urgență de Joe Biden, președintele Statelor Unite. Zelensky își joacă ultima carte. Are nevoie de 60 de miliarde de dolari ajutor militar. Nu mai există niciun fel de bani, nu mai există niciun fel de ajutor. A ajuns la fundul sacului. Fără acest ajutor, războiul, soarta războiului, mai bine spus soarta Ucrainei, este pusă între paranteze. Ucraina ar putea pierde războiul. Vă reamintesc că studioul Digi24 este Nicolae Ciucă, președinte al Senatului, președinte al Partidului Național Liberal. Nicolae Ciucă, moment dificil și ne tot întrebăm cât de dificil e pentru România sau cum s-ar putea schimba această situație. Să ne facem griji, să ne facem temeri, ar fi prima întrebare. Este un moment dificil nu doar pentru România, este un moment dificil pentru întreaga regiune, pentru întreaga Europa și putem să vorbim despre eforturi care se fac la nivelul Uniunii Europene, la nivelul tuturor țărilor din lumea democrată, lumea liberă, pentru a continua să asigure sprijinul necesar Ucrainei să reziste în fața agresiunii ruse. Este clar că în momentul de față s-a ajuns la un moment în care, odată cu apariția conflictului din Orientul Mijlociu, resursele și nevoia de sprijin dintr-o dată au trebuit să meargă pe două căi diferite și capacitățile de producție în interiorul industriei de apărare nu au crescut în această perioadă și atunci tot ceea ce înseamnă material de sprijin, echipamente, logistica de război a cunoscut o diminuare pentru Ucraina. Prezența președintelui Zelensky la Washington este
tocmai, și eu cred că este un semnal foarte bun, pentru că mergând acolo se discută și se analizează, pe de-o parte, nevoile, pe de-o parte, posibilitățile de sprijin și sunt convins că se analizează și care ar fi consecințele în care Ucraina nu ar mai putea să reziste în fața agresiunii ruse. Același lucru se întâmplă și la nivelul Uniunii Europene, pentru că dincolo de sprijinul cu echipament de război, este nevoie și de sprijinul financiar, pentru că populația civilă din Ucraina trebuie să trăiască și să-și ducă traiul de zi cu zi. Situația noastră este cea exprimată de la nivelul președintelui României, de la nivelul premierului, de la nivelul nostru, al tuturor celor care continuăm să monitorizăm situația, continuăm să înțelegem ce ar putea să se întâmple și continuăm să acordăm sprijinul necesar Ucrainei pentru a putea să facă față acestui conflict, să reziste, mai ales în condiții de iarnă, care am văzut că a început mai devreme și sunt condiții de iarnă grea. Motiv pentru care este important să continuăm acest sprijin, pentru că nu putem să anticipăm acum care ar putea să fie evoluția de la actuala linie de contact. Spuneți-ne dacă ar trebui Zelenski să facă niște concesii. E un moment atât de dificil încât să fie nevoit să facă niște concesii în fața rușilor? Din câte știu eu, președintele Zelenski astăzi nu a negociat cu niciun lider din Rusia. Nu există un dialog pentru care să, sau la care să facă anumite concesii. În schimb, există un dialog la Washington, iar dialogul respectiv este tocmai destinat să poată să identifice noi resurse de sprijin. George Simion, președintele AUR, are o întrebare pentru dumneavoastră. Pentru președintele PNL, domnul Nicolae Ciucă, având în vedere și acuzațiile de plagiat care v-au fost aduse, având în vedere susținerea unor oameni cel puțin dubioși în funcții de conducere și a statului și în interiorul PNL, cum v-a convins Virgil Popescu să îl girați atâta timp în funcția de ministru al energiei și dacă sunteți satisfăcut de activitatea acestuia? Vă rog, Nicolae Ciucă. Am răspuns și voi continua să răspund de fiecare dată. Nu am plagiat și voi răspunde pentru orice evoluție de aici înainte pe acest subiect. În ceea ce privește întrebarea, cea de-a doua parte a întrebării, este o chestiune personală de mai mult timp între domnul Simion și domnul Virgil Popescu, motiv pentru care ar fi cât se poate de rezonabil ca această problemă să o rezolve între dumnealor. Nu am ajuns la nivelul în care să negociez o relație, o normalizare a relației între doi oameni. Dar cu Virgil Popescu, dincolo de diferendul ăsta, eu, de natură personală, cum spuneți, întrebarea era și de ce l-ați susținut pe Virgil Popescu. Aveți vreo problemă cu Virgil Popescu și de aici întrebarea de ce l-ați susținut? Dacă aveam vreo problemă cu Virgil Popescu, nu-l susțineam. Deci chestiunea este că Virgil Popescu, în calitatea lui de ministru al energiei, am putut să vedem cu toții că au fost o serie de măsuri care au fost luate și România a beneficiat de toate resursele și de primenirea tuturor aranjamentelor, astfel încât să aibă asigurat energia, să aibă asigurat gazul, să nu existe disfuncționalități.
Partea de comunicare, probabil, care se reproșează este o altă, este un alt subiect care este de natură absolut personală și, încă o dată revin, trebuie să-și o rezolve cei doi. Există o suspiciune exprimată chiar de Marcel Ciolacu în legătură cu firme de electricitate care, sub protecția mecanismului de plafonare și compensare, au majorat nejustificat tarifele. Se face o verificare acum în legătură cu această suspiciune. Sunt 171 de verificări în derulare și, așa cum am procedat de fiecare dată, susțin și acum toți cei care greșesc, toți cei care intenționat încearcă să profite de pe marginea unei astfel de situații, trebuie să răspundă și să plătească. Chelemen Hunor, președintele UDMR, are o întrebare pentru Nicolae Ciucă. Vom vedea întrebarea lui Chelemen Hunor imediat aici. Este vorba despre înființarea unei școli romano-catolice la Târgu Mureș și vom vedea imediat cum este formulată această întrebare. Părinții vor, copiii vor, Consiliul Local vrea. Ce ar mai trebui să se întâmple pentru ca prefectul PNL al județului Mureș să nu mai blocheze înființarea școlii romano-catolice la Târgu Mureș? Vă rog, Nicolae Ciucă. Este o problemă la nivel local care trebuie să fie rezolvată la nivelul liderilor locali și am convingerea că în dialogul dintre autorități și cei care solicită înființarea unui astfel de liceu se va găsi o soluție. Deci, dumneavoastră ne spuneți că nu are legătură cu prefectul? Nu, nu are legătură cu decizia noastră, nu cu decizia la nivel central. PNL nu are o decizie în acest sens? Nu, absolut deloc. Și atunci prefectul acționează în... Voi vedea care este problema respectivă la nivelul prefectului. Nicolae Ciucă, imediat o să vedem și imagini cu Volodymyr Zelensky și Joe Biden, pentru că înțeleg că începe la ora asta întâlnirea dintre cei doi și vom difuza imaginile imediat. Nicolae Ciucă, aveți pensie specială? Nu. Ce fel de pensie aveți? Este pensie de serviciu, după 30 de ani de serviciu. Care e diferența dintre pensia de serviciu și pensia specială? Pentru că în discuția publică se vorbește despre pensiile care nu sunt alcătuite pe modelul contributivității. Nu modelul, ci mecanismul contributivității. Domnul Prilipceanu, de la Alexandru Ioan Cuza încoace, militarii armatei române au beneficiat de pensie de serviciu. Nu a fost niciodată pensie specială. De altfel, dacă este să analizăm, nu cred că în interiorul acestei percepții militarii sunt asociați pensiilor speciale. Dar știți că la nivelul societății, atunci când s-a vorbit despre pensiile speciale, pensiile uriașe, cele care produc foarte multă nemulțumire în societate, militarii au fost puși la un loc. Militarii, polițiștii au fost puși la un loc cu magistrații, categoriile care au pensii uriașe. Încă o dată, dintotdeauna, militarii au beneficiat de pensie de stat, pensia de serviciu pe care statul român și-a permis să le asigure la finalul activității ca militar activ. Va fi majorată și pensia dumneavoastră la 1 ianuarie 2024? Nu știu să vă zic asta. Din ce s-a discutat, vor fi majorate toate pensiile din România. Absolut toate. Da. Inclusiv cele, cum spuneți dumneavoastră, de serviciu, inclusiv cele speciale, ale uriașe. Este o discuție care încă nu s-a finalizat și este o analiză care urmează să se ia printr-o ordonanță de urgență a guvernului, acea ordonanță renumită Trenuleț. Dar să știți că acolo nu sunt prevăzute acum lucruri în legătură cu pensiile. Noi știm că 13,8 va fi, asta este informația. De aceea v-am și răspuns. Asta știe Ministerul Finanțelor. De aceea v-am și răspuns că această prevedere legală nu face niciun fel de disociere. Dar dumneavoastră spuneți că este un subiect de discuție în coaliție, în așa fel încât există posibilitatea ca la 1 ianuarie pensiile foarte mari să nu primească 13,8? Există o discuție în acest sens.
Știu că la nivelul Ministerului de Finanțe a fost ridicat subiectul, nu s-a insistat pe el pentru că a intrat partea de construcție bugetară și nu s-a continuat discuția, nu s-a continuat analiza. Sunteți mulțumit de Ministrul Finanțelor? Da. În continuare sunteți mulțumit? Da. Noi știm că PNL-ul nu e mulțumit de Ministerul Finanțelor. Are tot felul de reproșuri la adresa lui Marcel Boloș. Domnul Predipceanu, Ministrul Boloș, încă o dată spun, Ministrul Boloș a fost Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene când România a realizat cea mai mare absorpție de fonduri, 11,3 miliarde. Ministrul Boloș și-a asumat toate măsurile și a gestionat bugetul astfel încât să putem să menținem echilibru fiscal-bugetar și a asumat construcția bugetară și a făcut-o cât se poate de echilibrat. În momentul de față, sigur, ținând cont de tot travaliul acesta și toate discuțiile din spațiul public, tot ceea ce a însemnat implicarea nemijlocită a ministrului și a echipei de la Ministerul de Finanțe, produce anumite sincope în comunicare. Și să știți că ministrul Boloș, că este zi, că este noapte, că e sâmbătă, că e duminică, eu nu l-am găsit în altă parte decât la Ministerul de Finanțe. Mulțumesc mult, Nicolae Ciucă, președintele PNL, în studioul Digi24. Scurt ne uităm la imaginile care vin de la Washington. Joe Biden, președintele Statelor Unite, și Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei. Discuția lor tocmai a început. Este subiectul de care ne vom ocupa imediat. Plus o informație foarte interesantă, tocmai pentru a-i convinge pe congresmeni să dea drumul pachetului de ajutor pentru Ucraina. Statele Unite, serviciile de informații au desecretizat o serie de date referitoare la război. Despre ce este vorba după o scurtă pauză, vă așteptăm.